Vă salut, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă explic cum puteți folosi aplicația pentru dispozitive mobile cu sistem de operare Android, WorkCloud. Aplicația se găsește free pe Google Play. După ce ați descărcat aplicația din Google Play, este suficient să folosiți iconul de pe ecran pentru a o accesa. O să observați imediat că acest tip de soft se încadrează în softurile tip nord de cuvinte. Aplicația se poate găsi și pentru rularea pe calculatoare și stil desktop și laptop, dar pentru o mai bună folosire a ei, recomand aplicația aceasta pentru mobil, întrucât poate fi folosită foarte lejer la clasă. După ce ați intrat în aplicație, se deschide ecranul implicit cu niște cuvinte salvate de voi ultima dată sau niște cuvinte puse la întâmplare de către aplicație. Tot ce aveți de făcut este să ștergeți de la xulețul acesta toate cuvintele și să introduceți voi sau elevii cuvintele în funcție de tema dată. Să presupunem că folosim joculețul acesta la o oră de limba și literatura română, la antonime, când vorbim despre antonime, cuvinte cu sens opus. Și le cerem elevilor să introducă 5 perechi de antonime. În partea dreaptă sus, în dreptul semnului, în partea de sus a ecranului, în dreptul semnului plus, aveți o căsuță în care elevii pot introduce perechile de cuvinte. Am spus că discutăm despre antonime, o să le cerem să introducă 5 perechi de antonime. Eu am să introduc mare cu mic. Pentru a intra în ecran, apăsăm semnul plus, alb cu negru, semnul plus, rece, cald, semnul plus, frumos, semnul plus și tare moare. Din partea stângă sus ne întoarcem la ecranul principal pe săgeată. Observați că deja au fost introduse cuvintele într-un nord de cuvinte. Merg la instrumentul de jos Colors, culori. De aici pot să selectez paleta de culori ce doresc să fie folosită pentru afișare. Pot să, din partea de sus, pot să editez background-ul, dacă doresc să fac acest lucru. Pot să măresc aici sau pot să adaug de la semnul plus o imagine de background. Eu am să le las așa cum sunt cu selecția aceasta. Vedeți că s-au făcut modificările. De la Shape puteți să dați forma dorită norului de cuvinte. Recomandarea este ca să le cereți elevilor să folosească o formă care se potrivească cu tema respectivă. Eu am să las această formă. Să ne întoarcem la ecranul anterior, folosim semnul de jos, săgeata de jos. La fond pot schimba fontul de afișaj. Am să mai aleg încă un fond. Vedeți că din partea de sus se poate schimba dimensiunea fontului. Am schimbat și dimensiunea. Se observă modificările pe care le-am introdus. De la altele pot da rotate. Vedeți că se modifică. Am să mă întorc. Și pe final, după ce elevul a terminat ceea ce avea de lucru, în partea dreaptă sus, la cele trei puncte, au posibilitatea de a partaja cu voi ceea ce au lucrat, de la Share.
implicit prin Bluetooth, mesaje, dar afișați tot, ne oferă și opțiunea Gmail, prin care elevii pot să ne trimită prin Gmail ceea ce au lucrat, sau mai există o altă variantă prezentată într-un tutorial mai vechi, efectiv elevul să facă partajarea ecranului telefonului cu calculatorul vostru din clasă pentru a vizualiza pe videoproiector sau pe tabla inteligentă ce a lucrat fiecare. O altă opțiune, export to PNG, efectiv să se salveze în telefon sub formă de PNG. Exportul PNG s-a salvat în telefon. O altă opțiune, Save Cloud, să salveze acest cloud în dispozitiv și în aplicație. După cum observați, dragilor, este o aplicație foarte ușor de folosit, foarte ușor de instalat, cu mare priză la elevii din ciclul primar. Vă doresc mult succes în folosirea aplicației, atât vouă, cât și elevilor voștri, și la cât mai multe astfel de imagini realizate la lecțiile voastre. Vă salută cu drag, Marian!